seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Recreația Mare, o emisiune dedicată copiilor și tinerilor cu rezultate deosebite în foarte multe domenii de activitate. Ca de fiecare dată, așa cum v-am obișnuit, am alături de mine copii cu rezultate fabuloase în această seară în domeniul artei. Mă bucur că au acceptat invitația noastră domnișoarele Diana Samrin. Bună seara, Diana! Și domnișoara Josefit Cotbar, Omar. Bună seara. Bine ați venit, dragile mele. Și vom petrece o jumătate de oră împreună vorbind despre cele mai mari pasiuni ale voastre, respectiv modeling și muzică. Diana și Josefin s-au întors recent de la un concurs foarte important din Statele Unite ale Americii, derulat la Hollywood. Este vorba despre World Champions of Performing Arts, un concurs la care au participat copiii din aproape 70 de țări. Este un, să spunem, punct de forță pentru cei mici, participând la foarte multe probe. Diana a mers la modeling, iar Josefin la canto. Cât despre rezultate, Diana a ajuns în semifinală, iar Josefin s-a întors cu medalia de aur. Felicitări! Vom discuta imediat despre cât de mult s-au pregătit, cât de mult le place ceea ce fac, dar înainte de acestea aș vrea să vă spun că rezultatele lor sunt remarcabile. Diana a împlinit 6 ani în avion, la mulți ani și tot ce-ți dorești tu, iar Josefin are 10 ani, este elevă în clasa 5 la Colegiul Octav Băncilă. Diana a trecut în clasa 0. Pentru doi copii cu vârste așa de mici, palmaresul este impresionant. Sunt adulți care poate nu au realizat atât de multe lucruri. Aș vrea să ne povestiți cum a fost în America și am să încep cu prima domnișoară de aici, de lângă mine. Diana, spune-ne, cum a fost competiția din Statele Unite? Ce-ai făcut acolo? Diana a participat la 3 probe pe care le-a trecut cu succes, ajungând în semifinală, condiție obligatorie pentru a accede în acea postură. Diana, cum a fost acolo? Foarte frumos, mie mi-a plăcut. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Când m-a aplaudat. Când te-a aplaudat. Cui nu-i plac aplauzele și cui nu-i plac aprecierile. Diana face modeling de 3 ani și a avut rezultate deosebite în acest timp. După cum au spus și reprezentanții agenției la care ea activează, modelingul are dincolo de toate capacitatea de a forma un viitor adult. Nu doar că își dezvoltă postura, limbajul, dicția, dar creează și amintiri care nu se vor uita niciodată. Ți-ai făcut noi prieteni acolo? Da. Mulți. Da, foarte mulți. Foarte mulți. Mulțumesc, draga mea. Am să te rog să-i dai microfonul Josefin. Bine. Josefin, cum a fost în Statele Unite? Foarte frumos. Au fost multe magazine, străzi foarte frumoase, palmieri au fost minunați. Erau palmieri minunați. Da, am făcut și poze multe, chiar au ieșit foarte bine în imagini și... Nu știu, vreau să spun efectiv prin toate cuvintele pe care le spun eu acum că a fost foarte frumos. Cum a fost în concurs? A fost foarte palpitant, dar în același timp am avut și multă presiune pe mine pentru că erau copii foarte talentați acolo și chiar mai buni decât mine. Sunt convinsă că ți-ai făcut foarte mulți prieteni și le-ai arătat tuturor cât de talentată ești. De câți ani cânti? De un an. De un an. Și doar într-un an ai reușit să ajungi la performanțe gen acesta, de la concursul din la Hollywood. Nu e puțin să câștigi medalie de aur. Da. Cât lucrezi pe zi? Cânti în fiecare zi? Da, nu cred că este zi din viața mea în care să nu cânt, pentru că asta este pasiunea mea și nu cred că pot să trăiesc fără muzică. Am înțeles. Diana, spune-mi, te rog frumos, ce faci tu mai exact la modeling? Dar înainte de asta, ce ai făcut în America, în acest concurs? Ce a trebuit să faci acolo? Ar trebui ca să fac moda. Am înțeles, trebuia să prezinți 3 probe. Da. A fost greu? Nu. Nu. Am înțeles că ai lucrat și cu un model foarte, foarte cunoscut la nivel internațional, unul dintre cei mai buni. Da. Era greu? Ce te-a învățat modelul să faci? Ca să merg cu mâna în șold și ca să... Mișcările importante. Da. Și ce te-a mai învățat?
M-a învățat ca să mă opresc pe mijloc. Așa. Sunt lucruri importante pentru activitatea ta, pentru concurs, pentru ceea ce faci acolo? Nu chiar, dar totuși da. Așa. Deci era important ce te-a învățat. Da. Aceasta este medalia. Da? Ai fost mândră? Spune-mi, s-a cântat imnul acolo? Nu. Nu, nu a fost așa. Ce ai simțit? Și acesta este certificatul cu care Diana s-a întors din Statele Unite. Ea are un palmares foarte bogat, a participat la foarte multe concursuri, are foarte multe realizări în cei 3 ani de când activează. Ai avut un concurs preferat, Diana? Da. Care să fie acela? Îți mai amintești? Da, Miss. Ah, ai fost la concurs de Miss. Da. Cum este? Ai câștigat? Cum este să fii Miss sau măcar să candidezi, să fii acolo pe podium? Ar fi cam viața mea. Cam viața ta. Îți dorești să ai o viață pe scenă? Da. Da. Și acolo am înțeles că ai prezentat și o rochie de seară. E greu să prezinți o rochie de seară? Nu. Nu. Ce ar trebui să faci? Ar trebui ca să mergi cu mâna în șold și ca să te învârți pe mijloc. Am înțeles. Deci mișcări obligatorii în ceea ce contează în acest concurs. Diana a fost singura din România, nu? La modeling. Da. Da. Josephine, spune-mi, te rog, cât te-ai pregătit pentru concursul din Statele Unite? Păi nu am avut foarte mult timp, am aflat din scurt și mi-a fost cam greu, am avut doar vreo 3 luni. Cu toate că a fost scurt timpul, am reușit să fac ceva, un proiect frumos. Un proiect frumos. Am înțeles că ai participat la categoria vocal propriu? Da. Un cântec al tău? Da. Și am luat medalia de aur la categoria mea. Și cum s-a chemat cântecul? Un bemol și un diez. Cine l-a compus? Nu știu mai exact asta. Cine l-a compus? Chiar am căutat, dar nu. Am păcate, nu am găsit. Nu ai găsit. Acolo ați avut momente în care a trebuit să repetați? V-ați simțit, v-au primit bine, presupun? Ați fost, nu? O companie foarte frumoasă. Da, am mai repetat așa, printre pauze, am mai ieșit afară și am reușit într-un final. Ați reușit. Da. Spune-mi, te rog, cum erau ceilalți copii? Păi fiecare copil, bine, mai era câte un copil care cânta în limba lui natală, dar erau și copii care cântau doar în engleză. Tu în ce limba ai cântat? În română și în engleză. Și publicul ce a spus? Nu știu mai exact, pentru că acolo era juriu, am auzit doar aplauzele care m-au încântat foarte tare și cam asta a fost. Cam asta a fost. Diana, am să te rog să iei din nou microfonul. Spune-mi, te rog, ce faci tu când nu faci modeling? Ce îți place să faci? Ca să dansez. Îți place să dansezi? Da. Am înțeles că pictezi. Da. Și faci și canto. Da, fac canto. Ai participat la concursuri? Da, la foarte multe concursuri. Care ți-a plăcut cel mai mult? Al doilea concurs de Miss. Al doilea concurs de Miss. Și la canto, la concursuri de muzică ai participat? Nu, decât la canto. Așa, unde au fost? Aici, la Iași? Da. Da? Îți place să cânti? Da, place și să cânt. Ai un cântec preferat? Da. Care ar fi acela? Eliana Beregoi, de la Eliana Beregoi. Am înțeles. Și la pictură? Îmi place ca să pictez ceva în care nu există, adică în care creez eu. În care creezi tu și nu există. Cum ar fi? Spune, peisaje, copii, flori, da. Îngeri? Da, mie îmi place foarte mult ca să pictez îngeri. Și mai ales că acele desene le fac din inima mea. Le faci din inima ta. Foarte frumos spus. Sunt convinsă că desenele Dianei sunt extraordinare, mai ales că exprimă un suflet cald și frumos de copil.
Și mai mult decât cei mici, cine ar putea să simtă lumea din jur? Pentru că și noi adulții, chiar dacă ne plac lucrurile frumoase, uneori suntem doborâți de social și uităm să ne întoarcem în suflet unde de fapt este adevăratul nostru potențial creativ. Josefin, ce faci în această vacanță? Am înțeles, ați muncit mult, ați mers la concursuri, ați participat, ați fost aplaudate. Mi-ai spus în pauză că îți plac aplauzele. Da. Păi în vacanță mai levenesc puțin în pat cât am timp, pentru că... Vine școala, da. Și vei avea un program foarte, foarte ocupat. Da, mă mai joc cu prietenii, mai merg în oraș. Ai mulți prieteni? Da. Și la școală și pe unde merg, cunosc prieteni din alte țări. Câți prieteni ți-ai făcut în Statele Unite? Erau copii din aproape 70 de țări. Am văzut și țări care aveau o participare de 20-30 de copii, impresionantă față de România, care a avut doar 3 copilași, cele două fetițe superbe din Iași și încă un copil de la București, am înțeles. Da, prieteni acolo nu prea am avut timp să-mi fac, pentru că un prieten adevărat se cunoaște în mai mult timp. Dar măcar ai legat, ai făcut câteva cunoștințe. Cine da. Știe cum va veni viitorul, ce ne va aduce în viață, nu? Da. Ce îți place să faci altceva atunci când nu cânti? Cânt, mereu. Cânt, mereu. Mereu, nu există moment în care să nu cânt. Chiar și acum fredonez un cântec în minte. Acum cât suntem în emisiune. Da, da. Asta arată cât de mult îți place muzica și câtă pasiune... Pui. Mie mai place să mai fac și actorie, mai fac niște glume cu mama. Și mama ce spune? Dar râde. O vom invita data viitoare la o emisiune să o întrebăm câte glume faceți împreună. Da. La școală cum e? Când nu ești în vacanță? La ai un obiect preferat? La școală o materie preferată, da, ar fi muzica. Muzica, m-am gândit eu la asta, dar mă gândeam că poate și în altceva în afară de muzică. Da, și joc în aer liber, avem o oră specială. Aveți o oră specială de joc în da. Aer liber? Nu se numește chiar așa, dar nu-mi vine acum în minte. Este foarte important jocul. Diana, tu te joci? Da. Ce faci când cu ce te joci? Ai o jucărie preferată, o păpușă, un joc preferat? Am un joc preferat. Cum se cheamă? Să ne înveți și pe noi, de asta te întrebăm. E un fel de puzzle în care se face și se poate muta cum vrei tu. Și ce iese la final? Iese o fată cu niște căluți. Am înțeles, deci tot ca la puzzle, dar altfel sunt piesele probabil. Da. Știi cum se cheamă? Ne spui data viitoare. Nu, dar știu numai unul din acel puzzle. Cum este? Cum se cheamă? Barbie. Barbie. Cu ce altceva decât celebra păpușă. Și spune-mi, ai prieteni? Da. La cât de mult munciți, aș spune că timpul alocat relaxării și prietenilor nu e foarte, foarte mare. Am dreptate? Da. Da? Aveți ore în fiecare zi? Modeling, canto, pictură? Nu chiar avem. Nu în fiecare zi? Nu. Nu. Ce ai vrea când ai să ajungi tu mare, mare, mare? Ce ai vrea să faci? Să pictez și ca să mă fac doctoriță. Să pictez și să fii doctoriță. De da. Ce? Pentru cu pictura că... am înțeles. Am înțeles că vine din sufletul tău, că faci lucruri frumoase pe care cei din jur le apreciază și mi-ar plăcea să vedem și o expoziție semnată de Diana. Ce zici? Ai putea aduna tu toate desenele acelea? Cred că. Crezi că da? Da. Poate până la Crăciun să oferim așa un dar copiilor? Da. Te mai gândești și îmi spui. Și doctoriță, de ce doctoriță? Pentru că îmi place mult ca să salvez oameni. Să salvezi oameni. Și ești convinsă că le-ai putea aduce o stare bună de sănătate. Da. Vom vedea ce va aduce viitorul. Josefin, te-ai gândit vreodată așa cum va arăta viața ta peste 15 ani?
Da, dar uneori cred că asta e doar în imaginația mea, uneori cred că chiar aș avea șanse foarte mari. Tu știi cum? Visele, ca să devină un lucru, ca să devină realitate, trebuie mai întâi să fie visat. Dacă tu îți dorești foarte mult un lucru, muncești pentru el și pui și suflet, este imposibil să nu devină realitate într-o zi. Da, asta cred și eu. Și cum, hai să ne imaginăm împreună o scenă de peste 15 ani. Nu știu, m-aș imagina pe o scenă mare, cântând și fiind deja pentru oameni cineva. Cunoscut, da. Cu o rochie frumoasă așa cum ai acum? Și mai frumoasă. Și mai frumoasă. Și ce culoare ar avea oare rochia? Nu știu, asta m-aș gândi în viitor. Depinde de culoarea mea preferată. Deci ți-ar plăcea să urmezi calea aceasta a artei și să devii un artist cunoscut. Da. Altceva ce ți-ar mai plăcea să faci? Ai spus că uneori te-ai gândit că sigur vei realiza asta, alteori poate că nu. Ți-a fost teamă vreodată de eșec? Știm ce înseamnă eșec, da. Nu? Atunci când lucrurile nu prea ne ies. Sau nu ne ies. Uneori mai am niște gânduri care mă tulbură, dar apoi mă gândesc că, nu știu, o să reușesc sigur vreodată, pentru că am oameni care mă susțin, ca și mama, pe care vreau să o salut acum. Bună seara, doamnă, și bună seara, doamna Samrin! Vă felicităm pentru acești doi copii minunați și pentru educația pe care le-ați dat-o, dar poate și mai mult pentru inima și sufletul pe care le-ați sădit și ajutorul pe care l-ați oferit zilnic. Da. Sunt importanți prietenii? Da, pentru că și ei te susțin ca și mama sau familia. Sau familia. Toată. Și profesorii, nu? Da, desigur și ei. Am simțit ușoare emoții la voi și sunt firești, toată lumea are emoții. Pe scenă ați avut emoții când ați fost acolo? Da. Diana? Un pic. Un pic. Dar ce înseamnă? Cum ai simțit tu emoția asta? Cum era la tine emoția? Păi, emoția parcă că n-a să reușesc, dar m-a gândit dintr-o dată că poate ca să reușesc pentru că toți pur și simplu mă susțin. Așa. Și pentru că te-ai pregătit foarte bine, pentru că ai învățat ce trebuie să faci acolo, da. Și pentru că ai pornit la drum cu foarte mult curaj, nu? Da, pentru că eu mereu am făcut repetiții și știu cum se face. Și atunci succesul era garantat. Dacă știi cum se face, ai și încredere, pentru că este foarte importantă încrederea. Încredere atunci când ești convins că pe orice faci, în orice proiect pornești, totul va fi bine. Da. Asta credeam și eu. Asta credeai și tu. Deci ai reușit să-ți învingi acele emoții, ușoara timiditate. Da. Simțeai așa cum te sufoci așa un pic și strămurai inimioara, nu? Da. Dar a trecut. Da, a trecut repede. A trecut repede. Și bucuria a înlocuit absolut orice teamă. Orice. Orice. Josephine, la tine cum este cu emoțiile? Cum reușești să le stăpânești? Păi, mai întâi simt ca niște fluturași în burtică, chiar și acum înainte de a intra în platou, dar apoi când mă văd pe scenă și văd că cânt bine acel cântec și dă rezultate, încerc să mă încurajez și spun în gândul meu, Doamne ajută, și merge bine într-un final sau nu, eu tot sunt fericită, încerc să găsesc mereu partea bună a lucrurilor, pentru că... Îmi place foarte mult abordarea ta și a Dianei. Întotdeauna știu că voi reuși și caut partea bună a lucrurilor. Da, se întâmplă uneori, poate să nu ne iasă așa cum am dorit un proiect, poate o prezentare sau alte lucruri din viața noastră. Dar, luând bucata cea mai bună și lucrul în care am reușit cel mai bine, putem merge mai departe, fel că de combustibil, așa că ne alimentăm cu propriile noastre realizări. Ai o piesă preferată? Din ce ai cântat până acum? Din ce am cântat până acum, mi-ar plăcea piesa Haleluia. Este o piesă pe care am practicat-o acum foarte repede la concurs. Mai întâi am vrut să cânt o piesă de Katy Perry, dar nu mi-au ieșit cuvintele pentru că erau prea repede și nu mi-ieșea în așa scurt timp și nici versurile nu puteam. Și într-un final am discutat cu profesorul și până la urmă am reușit să cânt piesa Aleluia și
la mine, dacă nu-mi place o piesă sau dacă nu-mi ies cuvintele și nu-mi place cum o cânt eu, nu pot să învăț versurile pentru că e imposibil, nu știu, mi se pare imposibil. Este adevărat și ceea ce spui tu este o metodă foarte, foarte bună și sigură către performanță. Dacă nu simți ceea ce faci, nu treci prin tine și prin sufletul tău, rezultatul nu va fi pe măsura efortului. Spuneai că ai vorbit cu profesorul. Este vorba despre cel care te antrenează aici la Iași sau ați avut și acolo un profesor? Nu, acolo nu am avut profesori, doar aici la Iași. Și ați fost într-un dialog permanent? Da. S-a bucurat? Profesorul, s-a cu profesorul bucurat. Încă nu am vorbit, dar voi vorbi pentru că nu prea am avut timp. Abia, fetițele abia s-au întors în Statele Unite și chiar îmi povesteau în pauză că se obișnuiesc greu cu fusul orar. Așa este, Diana? Da. Deci încă nu i-ai dat vestea cea bună. Da, o să eu o trimit prin mesaj sau poate că o să ne întâlnim cu el. Am vorbit despre concursuri, despre școală, despre antrenamente, dar n-am vorbit despre copilărie. Cum e copilăria voastră? Diana, cum e copilăria ta? Cum e viața ta de copil? E ca o minunăție. E ca o minunăție. Ce te bucură cel mai mult? Mă bucură când râd. Și? Și mai mult când toată lumea zice că sunt frumoase și că toți mă împrietenesc mai tare. Am înțeles. Mă bucur să-i bucur pe cei din jur, mă bucur când sunt frumoasă și că îmi fac mulți prieteni. Eu mă bucur că sunt prietena ta, să știi. Josefin, ce-ți place la copilăria ta? Pentru că nu trebuie să uităm niciodată perioada aceasta minunată din viața noastră. Păi, copilăria mea ar fi tot cântatul, tot spun despre cântat, pentru că este viața mea și copilăria mea în același timp. Copilăria mea ar mai depinde și de mama mea și de prietenii mei și de România asta frumoasă. De România frumoasă. Ai vorbit despre țara ta acolo unde ai fost? Da, chiar am avut o zi, prima zi în care toți ne-am cântat imnul, bine, nu toți, da. Aproape, și am fost toți îmbrăcați în costumele noastre naționale. Și ai fost mândră? Da, am fost mândră de țara mea și am urlat să se audă tot Los Angeles. Și eu sunt mândră că mândră și bucuroasă că v-am cunoscut. Vă felicit din toată inima pentru rezultatele voastre, este multă muncă. Sunt convinsă că ne vom întâlni și după alte rezultate minunate. Doamnelor și domnilor, în această seară am avut alături de noi două copile superbe care au venit în România cu niște rezultate fabuloase obținute la un concurs foarte important în Statele Unite ale Americii. Este vorba despre Diana Samri și Josephine Cot-Omar. Vă mulțumesc, dragile mele! Vă aștept și la alte emisiuni și până atunci mult succes, dar nu uitați că este vacanță și că aveți voie să faceți toate năstrușniciile din lume, da? Și le veți face, promiteți, da? Da. Vă mulțumesc foarte mult. Noi revenim după o scurtă pauză cu al doilea invitat al serii, un olimpic la Olimpiada de Balcaniadă, care a adus României o medalie de argint. Am revenit, bună seara din nou, avem alături de noi un tânăr care a reprezentat Iașul și România la o olimpiadă foarte importantă. Este vorba despre Balcaniada de matematică. Bună seara, bună seara. Denis, mă bucur că ești alături de noi, Balcaniada de informatică, medalie de argint. Da. Nu e prima ta reușită. Nu, eu încă din clasa 5 fac informatică și în fiecare an mă pregătesc. Aceasta este cea mai importantă reușită a mea, pentru că încă din clasa 5 am reușit să merg la Olimpiada Națională. Atunci a fost o surpriză, nu mă așteptam, nici nu știam bine ce înseamnă informatica și totul a început, nu știu, pentru că am ales... Ți-a plăcut foarte mult. Prima dată am ales să merg la liceu de informatică, neștiind foarte bine ce înseamnă informatica. Denis Banu a absolvit în această vară liceul de informatică și a ales facultatea de informatică la Iași.
Spuneai că nu ai știut ce e informatică. La ce te ducea gândul? Da, păi în clasa 4, atunci când am ales să merg la liceu de informatică, mă gândeam că, nu știu, o să lucrez în Excel, poate în Word, dar mai apoi, când am ajuns să fac asta la școală, am văzut că înseamnă mai mult, înseamnă algoritmică, trebuie să gândești foarte mult logic și să faci programe care, după ce tu le creezi, ele fac exact ce le-ai spus. Asta a fost cea mai mare surpriză pentru mine și a fost o foarte mare plăcere. E un fel ca la duhul, știi, din lampa fermecată, așa, ca să intrăm un pic în poveste. Atunci când te-ai gândit la algoritm, i-ai pus pe hârtie, i-ai pus la lucru, deja ți îndeplinesc ție gândurile și voința, nu? Da, e ca o dorință care devine realitate. Mai ales că pe urmă am început să fac lucruri din ce în ce mai complexe și puteam să fac, nu știu, ceva ce aș fi vrut în viața reală să se întâmple, dar să fie în calculator. Cum ar fi? Nu știu, am început să fac jocuri, personajele din jocuri să se miște cum vroiam eu, cum aș fi vrut eu să se întâmple. Și se poate face tot acest lucru și tot această procedură urmând niște pași. Exact, niște pași. Folosim acele programe. Da, da, da. În schimb, la școală nu înveți să faci jocuri, înveți doar algoritmica de care ai nevoie la concursuri. Eu am învățat să fac jocuri acasă, singur, și căutam pe internet, mai citeam, mai uitam pe YouTube și vedeam cum ar trebui să fac. E greu să faci un joc? Da, este multă muncă. E foarte greu să-l faci singur, ai nevoie de mai mulți oameni. De o echipă. Că, exact, ai nevoie de oameni pregătiți pentru mai multe lucruri. Tu, să zicem, eu, de exemplu, știam să fac programare, să scriu codul ca să se miște oamenii, dar nu știam să-i colorez. Exact, nu știam să-i desenez, să aveam nevoie de cineva care să-i facă. Și apoi să promoveze jocul, nu? Da. Imaginându-ne că am putea face o afacere din acest lucru și am să vă spun imediat de ce am adus în discuție. Avem aici, spunea Denis Banu, invitatul nostru din această seară, cea mai importantă distinție pe care el a obținut-o în urma muncii sale. Spune-ne, știu că este o întrebare clișeu, dar este foarte important. Cum a fost concursul? România a câștigat 16 medalii. Da, a fost și destul și de greu. Adică când ajungi la nivelul ăla, este greu, pentru că vin doar cei mai buni. Treci prin multe etape ca să te califici acolo și ajung să fie doar puțin din fiecare țară. Și este destul de greu să iei o medalie, în schimb... Nimeni nu s-a gândit că e ușor. Da, da. România întotdeauna a fost foarte bună la acest capitol, la informatică. Tot timpul am avut rezultate bune, dar la nivelul Iașului nu am mai avut un rezultat așa bun de mult timp. De mult timp. Spune-mi, ai venit și cu alte medalii. Spune-ne câte ceva despre fiecare. Care a fost prima? Prima medalie câștigată de tine, la ce concurs a fost? Prima medalie a fost câștigată la scrimă, la sport, pentru că eu înainte de informatică am făcut scrimă și cred că a fost în clasa a patra. Pe aceea nu am adus-o astăzi, dar o am acasă. Știam de scrimă și chiar voiam să te întreb cum te-a ajutat sportul în disciplinarea minții. Cât de mult contează acest lucru pentru un viitor informatician? Eu cred că sportul a fost foarte important, m-a ajutat să-mi intru în ritm, poate nu știu, când mă duceam la scrimă, înainte să mă duc, nu aveam chef de antrenament, dar când mă întorceam acasă, eram plin de viață, fericit, aveam chef să fac mai multe lucruri. Spre exemplu, să scrii codurile pentru exact, un joc. Exact, da, să scriu codurile, să mai învăț, mai ales că scrima era total pe altă parte față de informatică, nu foloseam minte așa de mult, mai mult mă mișcam, făceam rezistență. Și primul concurs important de informatică? Prima competiție? Prima dată a fost în clasa 5-a, când am mers la Olimpiada Națională, unde am fost pe locul 4. A fost o surpriză pentru toată lumea, atunci nu știam că
mă pricep la informatică. De-abia atunci am început să nici descoper. Tu nu știai? Da, nici eu nu știam că mă pricep. Sună foarte... Nici nu știam ce înseamnă Olimpiada Națională. Te-ai gândit că o fi un concurs, eu trebuie da, să dau cei mai buni din mine acolo? Da, eram foarte liniștit. De-abia după aia când mi-a zis profesorul, am văzut că toată lumea e foarte fericită, mi-am dat seama că de fapt este un lucru foarte mare. Și că rezultatul tău este foarte bun. Da, da, da. Ce a urmat? Pe urmă a început să-mi placă când am văzut că mă pricep. Deja aveai încredere în da, tine. Da, da, da. Îmi place cum sună. Am văzut că mă pricep. Da. Și am început să lucrez din ce în ce mai mult. Îmi plăcea să lucrez. Cred că asta e cel mai important lucru, să-ți placă ceea ce faci. Și am început să mă pregătesc. În fiecare an m-am dus la concursuri, am continuat. Am reușit să ajung la Olimpiada Națională. În clasa 8 am reușit să trec de Olimpiada Națională, să ajung la lot, la lotul de informatică. La lotul național. Da, la lotul național. Și atunci am reușit să mă calific la un concurs la Șumen, în Bulgaria, dar eram încă mic, poate, și nu aveam aceeași experiență. Acum, la liceu, în clasa 11, am reușit să mă calific a doua oară la lotul de informatică. Deja știam din clasa 8-a cam cum se treaba și a mers totul mult mai bine, dar la lot nu concurezi doar cu clasa ta, concurezi cu toți copiii de la a 9-a la a 12-a și eu fiind a 11-a mi-era puțin mai greu, pentru că concuram și cu cei de a 12-a. Și te-ai temut așa? Adică vor fi mai buni, au mai multă experiență? Nu mi-era teamă, dar într-adevăr ei erau mai buni ca mine și nu am putut să-i întrec în clasa 11-a, dar acum între a 12-a, eu fiind cel mai mare, bine, mai erau alți copii de a 12-a, am reușit să mă calific la Balcaniada. Am văzut că ai concurat la categoria seniori, existând și, evident, categoria junior. Ne poți explica cum sunt structurate aceste două da, componente? Categoria de juniori se încadrează de la clasa 5-a până la clasa 8-a, iar cea de seniori de la clasa 9-a până la clasa 12-a. Mă gândesc că e greu pentru un elev de clasa 9 să concureze cu tine, nu? Care erai în clasa 12-a și nu doar priceperea, dar experiența și cei 4 ani de școală. Ai fost și tu în această situație. Da, de aceea în clasa 9-a și 10-a nici nu am reușit să mă calific la lotul național, dar odată la mulți ani se mai găsește câte un copil care reușește chiar din clasa 9 să se califice la un astfel de concurs, dar sunt foarte rare aceste cazuri. Am înțeles de la profesorii tăi că îți place foarte mult să ajuți și pe cei mici. Concret, ce faci? Cum da, faci? Anul acesta am participat la CEX-ul de gimnaziu. Trebuie să explicăm ce da, este. Centru de excelență pentru elevii de gimnaziu, unde... În informatică. Da, în informatică, unde am predat, am ținut câteva ore. Ai fost domnul profesor. Da, da, da. Ai fost domnul profesor. Cum te-ai simțit să fii profesor? Ce-ți, acum sunteți ai mei, mă răzbun, pentru ce nu mi-a plăcut mie, glumesc, nu, evident. Înainte să mă duc acolo, credeam că e ușor, că o să mă pricep, o să fie totul ok. Într-adevăr, ce poate fi atât de greu, da, nu? Spun ce știu mai bine. Într-adevăr, n-am avut dificultăți, am reușit să le predau. Probabil că sper că au înțeles, dar după ce am ieșit de acolo, am fost foarte obosit. Eram mult mai obositor decât dacă aș fi învățat eu singur. Pentru că trebuia să fiu atent la toți copiii, dacă nu înțelegea cineva, încercam să-i explic, să mă duc la el, să văd ce n-a înțeles și trebuia să-mi împart atenția la mai mulți copii. E foarte greu să fii profesor. E foarte greu să fii profesor. Da. Ți-ar plăcea? Da, mie îmi place să ajut copiii, aș vrea să le arăt ceea ce știu eu, pentru că mai ales că am făcut comparația asta între ea și celelalte județe și am văzut că în celelalte județe, în special Bucureștiul, care are elevi mai mari care au predat întotdeauna la cei mai mici, au rezultate mult mai bune. Eu n-am avut această oportunitate și aș vrea să-i ajut pe cei mai mici ca să poată avea același nivel cu cei din București. Deci, practic, vorbim de activități de mentorat, le putem spune așa? Da, da. Da. Într-adevăr, e foarte important când ai un mentor, când sau mai mulți, ai avut? Da. Ai?
că nu putem vorbi doar la trecut. Am chiar pe cineva cu titlul de mentor, deoarece sunt la o fundație care mă ajută, mă sponsorizează și am persoana care îmi dă bursa. Este mentorul meu care îmi dă sfaturi, nu numai despre informatică, ci și despre viață și mă ghidează cumva. Nu doar despre informatică, ci și despre viață și ajungeam în scurt timp și aici. Când nu programezi, când nu folosești algoritm, când nu faci jocuri, ce faci? Deci când nu ești micul informatician sau, nu știu, marele informatician. Da, uneori am și eu problema, ies din calculator, mă uit în jur și mă gândesc ce să fac. Din fericire am un pian lângă mine și pot să mai cânt și mă relaxez, dar uneori mai ies cu colegii în oraș. Ne plimbăm, mâncăm înghețată, depinde. E adevărat că IT-știi au o lume așa, doar a lor? Știi că se spune că sunt mai retrași, ușor introvertiți. Da, nu știu dacă sunt mai retrași într-adevăr, dar chiar dacă eu nu sunt la calculator, uneori mă gândesc la problemă și se întâmplă lucruri în jurul meu, dar nu le observ, pentru că eu sunt cu gândul la problemă și mă gândesc cum se rezolvă. E așa captivant și vrei să afli rezolvarea. Vrei să te rupi. Da, și ca și atunci când citești o carte și nu poți să o lași din mână, numai că aici nu trebuie să ții nimic în mână, trebuie doar să ai în minte problema. A, și probabil că buzind într-una problema aia în minte, uite, nu te poți uita și la altele. Ce alte pasiuni ai? Ce ți-a mai plăcut în liceu? Nu știu, mie mi-a plăcut scrima foarte mult. Am făcut 7 ani de scrimă, dar n-am avut timp să fac și scrimă și informatică și atunci a trebuit să renunț la ea și să rămân doar cu informatica. În liceu, dintre a 11-a, de la începutul la 12, am avut norocul să am și un club de robotică în școală, să înființăm așa ceva și să construim un robot, să participăm la un concurs cu el și a fost foarte interesant, mai ales că nu este chiar așa apropiată robotică de informatică, de algoritmică. Se îmbină ele oarecum, dar la robotică trebuie să ai și o parte hardware, trebuie să știi și electronică, mecanică, nu e totul algoritmică. Rolul tău în echipă care era? Eu cunosc proiectul, este foarte frumos, l-ați înscris și la o recentă, competiție, nu știu dacă putem spune competiție, că suimaton nu a fost competiție, urma să strângeți fonduri să faceți acel laborator, ați reușit? Da. Sau mai aveți puțin? Din câte știu eu, am reușit să strângem fondurile, urmează să realizăm laboratorul și eu în echipă, bineînțeles că programam, dar la început am zis că mă duc doar să programez, dar nu am reușit. Tentația a fost prea mare și m-am băgat și să strâng un șurub, mă mai uitam la ceilalți, poate mai erau care știau altceva și îmi plăcea foarte mult să învăț de la ei, să văd ce fac alții. Când ați participat la concurs, ce făcea robotul vostru? La concurs el a proiectul vostru. A trebuit să fie un robot care adună cuburi și le pune într-un raft. Practic făcea curat pe acolo. Nu și... e rău. Da. Mi-ar plăcea și mie acasă de robot. Dar la început mi se părea simplu pentru că erau cuburi pătrate, ușor de prins, dar am avut multe dificultăți. Pentru noi e simplu să prindem un cub, dar un robot mai greu. Deci nu e ușor să faci o replică umană, nu? Pentru că robotul trebuia să gândească, nu, ca un om, să aibă abilitățile noastre și să prindă acele cuburi. Ei, nu mă gândesc ce ar fi fost dacă trebuia să prindă mingi. Mi-a plăcut cum ai zis că s-a reușit strângerea de fonduri pentru laborator și vom începe să construim roboți. Asta înseamnă că nu te rup deloc, de tot, de liceu și vei reveni cu drag acolo. Da, eu sper să țin legătura, să comunic cu colegii mei mai mici, mai ales că mă înțeleg foarte bine cu ei. Ai depășit și emoțiile profesorului debutant, nu? Da. Există posibilitatea să mai predai din nou la CEX? Sau da, doar se poate, elevi pe timpul... între elevi, studenți, nu? Nu, și pe timpul facultății pot să predau la CEX. Am avut și anul acesta studenți care au predat, au ținut și ei
ore. Deci puteai fi și tu elevul dificil pentru un alt profesor debutant, să spunem, da, așa. Presupun că vei alege o carieră în informatică. Iașul este destul de bine, este bine situat în acest domeniu. Da, despre carieră nu m-am gândit foarte mult încă la ce o să fac în viitor. Desigur că e o întrebare clișeu, toată lumea te-a întrebat, sunt convinsă, o să merg la facultatea de informatică, dar tot ce știu e că vara asta m-am hotărât să nu mă angajez, deși aș fi putut să mă angajez la o firmă, dar am zis că mai bine mă relaxez puțin după ce am terminat școala și oricum rămân cu învățatul, pentru că vreau să învăț mai bine algoritmică, pentru că sunt și la facultate concursuri. Denis, dar e vacanță, tu înveți în vacanță. Nu știu, îmi place informatica, pentru mine nu e ceva așa greu să învăț. Și e cumva distractiv, poate, nu știu, dar... Acum, dacă m-aș fi dus la o firmă, n-aș fi avut timp și să învăț. Și să te relaxezi și să faci ceea ce îți place, poate să reiei și scrima, pe care o poți păstra toată viața ca o pasiune. Nu te împiedică nimeni să mergi din nou la o sală. Mă bucur foarte mult că te-am cunoscut, mă bucur că te-am avut alături de noi. Sunt uluită de câte lucruri ai putut să faci ca foarte mulți tineri din Iași și din România. Îți urez mult succes mai departe. L-am avut alături de noi pe Denis Banu, să spunem student la informatică. Aproape. Aproape. Absolvent al Liceului de Informatică Iași, un olimpic cu rezultate deosebite și care în acest an a adus la Iași una dintre medaliile de argint pe care le-a câștigat România. Felicitări! Mulțumesc! Mult succes mai departe și dacă ai putea rezuma într-un singur cuvânt ce înseamnă informatica pentru tine... Plăcere. Pasiune. Pasiune. Și cred că sună mai bine. Sună mai bine. Și cine știe ce ne aduce viitorul. Mult succes. Mă bucur că ați urmărit și în această seară emisiunea noastră, că ne-ați fost alături. Așteptăm și din partea dumneavoastră sugestii de altfel de reportaje. Să așteptăm și opinii din partea dumneavoastră, poate invitați din public, copii și tineri cu rezultate deosebite, dar și specialiști implicați în educația lor. Eu vă mulțumesc și ne revedem joia viitoare la o nouă ediție a emisiunii Recreația Mare, dedicată copiilor și tinerilor cu rezultate deosebite. Și până atunci, nu uitați să vă urmați visele!